3, 2, 1. Poți vă țin în astea? Nu. Am o frate, mă țin și eu de astea. Nu te ține. Să nebuneți dacă nu mă țin. Mâinile pe lângă corp să nu te lovești. Stai și mă lasă-mă în pace. Hai. Ce, ești tensionat că știi că o să cazi în sărăcia aia? Și dacă mă țin de astea ceri, ia uite. Așa. M-a făcut că greșesc cifra 2 ca să îi permit coleguțului Radu să se bucure de el, de puterile lui. Că o să câștige în fața lui Mitruț Viclean. Ce să fac? Mai faci și bine. Cred că pur și simplu e greu să recunoască că nu-și amintea ce e în spatele cifrei 2, pentru că vezi, tu e nevoie de puțină bărbăție ca să faci chestia asta, să știi, băi, azi a fost unul mai bun decât mine. Bun, Cristian, spune-i lui Radu. Tot îi spun, da? 7. La 7. Am găsit, pot să schimb? Ai zis 7. Hai, mă! La 7 este o iguană din asta, o șopârlă cu limba scoasă verde. În primul rând, n-are nicio limbă scoasă. E cameleon. Are limbă roșie. N-are nicio limbă roșie. Au șopârlă, e. Și în al doilea rând nu e șopârlă. E cameleon. E cameleon, dar ai nimerit. Aia nu era limba, era coada. Așa, mai imaginat. Era ceva scos, dar era coada. Nu, un cameleon cu bune maniere. Era coada lungă. Scoate limba. Eu pentru Cristi? Da. 9. Nu știam numărul 2. Și nu știam numărul 9. Astea ne-au uitat. Pur și simplu aveam black. Nu știam ce se întâmplă. Și am zis, hopa, să nu mi le dea Cristi mie, dar dacă nu mi le dă el mie, le dau eu lui. Bine, bine! La 9 îi ibric. Roșu, maroniu. Mi-a plăcut mult zeama aia de vrei din nou. M-a rupt, ești nebun. Ia să mai mănânci puțin. Forța mea aici. Bravo! Hai! Cristi pentru Radu. 3. La 3 sunt pantaloni scurți. Mamă, dar tu explici, ești foarte specific atunci ce când explici. Ce curea? Bravo! Bine, Radu! Pentru Cristi, 5. Cafea! Asta mi-aș dori și eu. Foarte acum. Bine, domnilor! Bravo, bravo! Deci, 3 cu 3, treaba e clară. Radu, 3 puncte. Cristi, 2 puncte. Câștigă! Aude ce mândru e, aude la. Gata? Da. Avantajul meu a fost aia, prima plăcuță pe care el n-a știut-o și a căzut și acolo s-a creat diferența între noi. Dar oricum ajunsesem într-un punct în care orice întrebare mi-ar fi pus, pentru că le știam toate celelalte, nu mai era o problemă.